Sărbătorilor, dar Liga Fluturilor nu va lua o pauză foarte mare, pentru că vor exista partide, sezonul este oarecum comprimat. A fost acea pauză în luna noiembrie pentru Europeanul de handbal feminin, la care România încheiat pe poziția 12-a. Iată câte jucării se strâng, momente foarte frumoase. La Bistrița, unele mai ajung și în tribună. Am văzut-o pe Tamires Morena. Da, un gest deosebit al organizatorilor, completat de bunăvoința publicului, care iată a trimis atâtea și atâtea jucării în direcția parchetului, jucării care se vor strânge și vor fi donate copiilor fără posibilități. Este un moment care ne aduce aminte de apropierea Crăciunului, în curând va fi